adeseori pătimea și se îmbolnăvea. Și s-a întâmplat într-un an să nu se îmbolnăvească. Și s-a întristat cumplit și plângea, zicând: M-a părăsit Dumnezeu și nu m-a cercetat. Zisa un bătrân: De-ți va veni boală, să nu te scârbești, căci dacă stăpânul vrea să pătimești cu trupul, tu cine ești de te necăjești? Oare nu el poartă grijă de tine în toate? Sau fără dânsul trăiești? Rabdă și roagă-l pe el să-ți dea cele de folos. Aceasta este voia lui și, deci, șezi cu îndelungată răbdare și mănâncă din milostenie. Un bătrân oarecare, șezând deosebi la chilie, s-a îmbolnăvit, neavând cine să-i slujească. Sculându-se, mânca orice găsea în chilie. Și așa a făcut multe zile, fiindcă nu a venit nimeni să-l caute. După ce au trecut 30 de zile, de vreme ce nu venise nimeni la el, a trimis Dumnezeu un înger să-i slujească și a petrecut cu el 7 zile. Apoi și-au adus aminte frații și au venit să-l caute. Bătând ei la ușă, s-a dus îngerul. Iar bătrânul striga dinăuntru: Duceți-vă de aici, fraților! Dar ei, stricând ușa, au intrat și l-au întrebat: Pentru ce strigă? El le-a răspuns: 30 de zile am pătimit și nimeni nu m-a cercetat. Și iată, 7 zile sunt de când a trimis Dumnezeu un înger care îmi slujea. Și cum ați intrat voi, s-a depărtat de la mine. Acestea zicând, a adormit. Iar frații, minunându-se, au proslăvit pe Dumnezeu. Un monah, nevoindu-se împotriva satanei, s-a împuns la un ochi, din greșeală. Dar nu s-a rugat să mai vadă, ci răbda. Și pentru răbdarea lui i-a dăruit Dumnezeu vedere și iarăși a văzut.